Doamnelor și domnilor, am revenit la Agricultura la Raport. Vă reamintesc numărul de telefon la care ne puteți suna, 031-405-2800, pagina noastră de Facebook AgroTV-Agricultura la Raport. Așteaptă întrebările dumneavoastră. Pe pagina de Facebook ne-a scris și domnul Alin din comuna Lăzăreni, Bihor. Are 37 de ani și deține 360 metri pătrați de solar. Ar dori să acceseze fonduri pentru a construi 3.000 de metri pătrați de solar. Întrebarea dumnealui este extrem de simplă. Dacă s-ar încadra într-una din măsurile pe care le oferă PNDR-ul? Da, s-ar încadra într-o singură măsură practic, respectiv cea de investiții, pentru că sub măsura de tineri fermieri, care oferă o finanțare de 40.100% sau 50.000 de euro, 100% finanțare, se dă pe baza unei exploatații existente. Dânsul are o exploatație, când înțeleg că are 36 de metri pătrați de solar, dar numai că pentru a se putea încadra îi trebuie o suprafață de minim 3.250 de metri, deci de vreo aproximativ vreo 10 ori mai mare decât cea pe care o are în prezent. Însă, se poate încadra pe o investiție nouă. Bineînțeles că investiția nouă trebuie să fie pe o suprafață minimă, exact cum am spus mai devreme, de 3.250, și va trebui să vină cu o parte de cofinanțare, care această cofinanțare, respectiv contribuția dumnealui, variază de la 10% la 50%, depinde de procentul de finanțare pe care îl poate obține. Procent de finanțare care se calculează, așa cum am spus și mai devreme, la fel, funcție de zonă defavorizată, tânăr fermier sau exploatație ecologică. Domnul Ionițescu, vă propun să mergem la Satu Mare și să stăm de vorbă cu domnul Ovidiu, care ne sună de acolo. Bună seara! Bună seara! Bună seara! Vă ascultăm! Vreau să accesez măsura 6.1. Da. Și exploatația agricolă a fost pe mine. Am vrut în trecut ca să accesez 112, nu am reușit și după aceea am trecut exploatația agricolă pe soția mea, pe PFA. Ea are un PFA deschis. Am înțeles că ar fi condiții artificiale pentru că am transferat exploatația de pe mine pe soție. Ar putea constitui o premisă, să spunem așa. În ghidul acela de condiții artificiale se menționează premisele. Da. Dar în același timp se și menționează că nu este neapărat o condiție artificială una din aceste premise. Respectiv, se analizează mai aprofundat. Dar spuneți-mi, când ați luat exploatația pe numele dumneavoastră și de unde ați luat-o? Pe numele meu, prin 2010, ceva... Nu mai știu exact, de pe taica mea. De la tată a ajuns la dumneavoastră întreaga exploatație? Da, întreaga exploatație. A fost pe mine pe PFA, nu știu, vreo 2 ani, după care am văzut că nu reușesc ca să accesez fondurile europene și am trecut-o, mi se pare, pe persoană fizică. Eu am pe persoană fizică, respectiv soția, nu? Da, după aceea. Am înțeles. Dar spuneți-mi, când spuneți că exploatația a fost pe mine, vă referiți la dumneavoastră persoană fizică sau dumneavoastră persoană fizică autorizată? Persoană fizică autorizată. A, deci pe PFA, ok. Da. Da. Iar la momentul ăsta e înregistrată la APIA. Pe 2016, de exemplu, a fost înregistrată la APIA pe soție, că a spus că a fost trecut. A fost încă din 2016? Da, am încercat și anul trecut să fac un proiect, nu m-am încadrat, au terminat banii, când mi-a venit rândul, știți, pragul acela de calitate lunar. Da. Și n-ați avut punctaj? Da, am avut 55 de puncte. Am înțeles. Și anul ăsta bănuim noi că se va intra cu punctaje probabil la fel de mari. Anul ăsta or să fie alocați undeva la 170 de milioane de euro. Văd, asta înseamnă că se vor depune proiecte până la 340 de milioane. Da. Există și posibilitatea de care dumneavoastră spuneți. Eu, dacă aș fi în locul nostru, aș face o întrebare scrisă către autoritate în care să explic toate lucrurile astea, astfel încât să primiți un punct de vedere direct de la cei care vor analiza. Vă recomand lucrul ăsta pentru a preîntâmpina eventuale probleme viitoare pe care le puteți avea, că așa ne putem da cu presupusul. Da, poate constitui, da, nu poate constitui. Cel mai sigur ar fi să faceți o întrebare direct pe speță. Am înțeles. Unde să dați codul de exploatație, absolut tot, și veți primi un răspuns oficial din partea autorității de management. Pe scris.
scrisoarea aceasta să o transmiți pe AFIR, nu? Mă gândesc. Pe AFIR puteți să o transmiteți, există o adresă de mail pe site-ul AFIR, metodologia rondă AFIR, ceva de genul. Dacă intrați la AFIR, relații cu publicul, o să vedeți acolo adrese de mail unde pot fi transmise solicitări. Am înțeles. Tot în legătură cu proiectul. Da. Tot la pragul de calitate lunar, primim 5 puncte dacă folosim sământă autohtonă. Da. Cât la sută din, cum să zic, din culturile pe care le am, trebuie să fie autohtone? Dumneavoastră decideți lucrul ăsta. Punctajul se acordă proporțional cu acel procent de culturi autohtone, de soiuri autohtone, din totale soi al exploatației. Hai să dăm un exemplu concret. Deci n-ați spus că aveți legume, da? Am reținut bine? Da, legume pe o suprafață totală de 2 hectare 32. Legume, pe legume în câmp, da? 2 hectare 32. Da. Toate au același soi, respectiv vreo 7100... Da, așa. Da, nu mai știu, 7000, mă rog. Prea puțin important. Se mulțesc cele 2 hectare cu cei 7000 și cât sunt de ESO. Să zicem că aveți 14500 de ESO. Dacă aveți jumătate legume cu soiuri autohtone, jumătate alte soiuri, veți avea undeva la 7000 de ESO. Supra totale soiurile exploatației înseamnă 50%, da? Și atunci veți primi proporțional cu acest, cu acest procent. Am înțeles. Deci din 5 puncte ar veni 2 puncte jumate. 5 puncte e maxim, că nu mai știu exact la tineri cât sunt. 5 puncte e maxim. 5. Exact. E, atunci din 5, 2 puncte jumate. Am înțeles. Cum recunosc semințele autohtone? Există un catalog, ISTIS. ISTIS, da. Da. Catalogul acela ISTIS trebuie să-l consultați. Da. Și să vedeți dacă soiurile pe care NAS le propune sunt incluse acolo. Atenție că în acel catalog mai sunt, sunt niște coloane. Când o să-l descărcați, o să vedeți, să nu fie radiat. Da, da, sunt de acord. La menținător, avem niște coduri. Codul acela care începe cu numărul 1 e menținător român. Da, e ok sămânța respectivă. Da, da, exact. Am înțeles. Tot în legătură cu acest proiect, pentru irigații, de exemplu, la noi în zonă se folosesc puțuri la 6 metri, da? Da. Am nevoie de autorizație pentru așa ceva? Asta trebuie să întrebați la Apele Române. Vă referiți la puțuri, nu? Da, da, de irigație. Trebuie să întrebați la Apele Române, acolo știu că depinde de debit. Depinde foarte mult de debitul care vă e necesar. Dar va trebui luat un aviz de la Apele Române. Am înțeles. Și o ultimă întrebare, dacă se mai poate. Da. În legătură tot cu legumele, dacă știți dovleacul acela plăcintar, da? Orange Agro, dacă se încadrează la legume și dacă și dovleacul Tudor, pentru că un 70 de ari din suprafața mea de legume o să fie cultivată cu dovleac. Am înțeles. Asta o să am puțin timp nevoie să verific. Deci dovleacul Tudor e și plăcintar și de copt. Imediat, da, domnul imediat. Ioanițescu o să caute informația de care aveți nevoie. Trebuie să caut în tabelul de asimilări de culturi, că pentru că acolo o să... Da, la asimilări de culturi nu este, da, ca și exemplu. Însă el este prins ca și dovleac, pentru că văd că la legume în câmp sunt, sunt menționate pe lângă, bineînțeles, multe altele, și dovlecii și dovlecei. Deci, în această categorie, eu zic că nu există nicio restricție, pentru că nu este dată o restricție pentru ce a spus dumneavoastră. Da, am înțeles. Deci, până la urmă, ambele soiuri ar fi ok să încadrează la legume. Da. Da, am înțeles. Mulțumesc mult. Mulțumim și noi pentru telefon. Mult succes. Seară bună, numai bine. Pe AgroTV-Agricultura la raport ne-a scris și domnul Pop Ioan din comuna Miresei Mare, județul Maramureș. Dumnealui lucrează în Austria de 9 ani la o fermă de cai pentru călărie și ar dori să-și facă un centru de echitație. Ce fonduri ar avea nevoie și cum le poate obține? Centrul acesta de echitație poate fi
eligibil prin submăsura non-agricolă, submăsurile non-agricole practică sunt 26, 26, 4, intră pe, ca și bază de agrement, care poate fi dependentă sau independentă, bineînțeles, de o pensiune turistică. Fiind vorba de servicii, pe 6.2 e vorba de o sumă de 50.000 de euro, pe 6.4 e vorba de o finanțare de 70%, maxim 200.000 de euro. Funcție de necesarul investițional, bineînțeles că se poate orienta către o submăsură sau cealaltă. Foarte important, și am spus și în emisiunile trecute, în momentul în care se ia decizia de a alege o submăsură sau cealaltă, trebuie să țină cont și de condițiile de eligibilitate. 6.2 are o condiție de eligibilitate mai specifică, să zic așa, decât, sau spre deosebire de 6.4, în sensul în care trebuie ca activitatea care se propune prin proiect să nu mai fi fost niciodată desfășurată de către solicitant, de către cel care o solicită. Practic să fie o activitate complet nouă. Aici să nu se confunde cu faptul că cel care solicită fonduri europene pentru activitate a lucrat în acel domeniu, cum e cazul dânsului. Am lucrat în Austria sau am lucrat în o altă țară sau în România în acest domeniu. Asta nu înseamnă că nu poate să propună un proiect pe acest domeniu. Această condiție se referă la acele persoane fizice care în calitate de acționari au desfășurat acele activități. Asta e restricția de care trebuie să se țină cont pe submăsura 6.2. Domnul Ioanițescu, mă bucur să observ faptul că emisiunea noastră este urmărită și în Marea Britanie, în Anglia. Avem un telespectator care ne sună tocmai de acolo. E vorba de domnul Emilian. Bună seara! Bună seara! Bună seara! Bună seara! Am nevoie de câteva informații, dacă se poate. Și da. Aș vrea să fac o fermă în țară. Aș dori mai multe informații, că, sincer să spun, nu prea sunt în temă cu nimic. Am citit ceva pe internet, dar nu înțeleg. Nu e nicio problemă, vă lămurim noi, spuneți. Sunt ceva subvenții de la țară sau fonduri europene care s-ar da. Eu am o sumă de 10.000 de euro. Da. Și aș dori să fac o fermă de bovine. Carne sau lapte? Carne. Da. Carne. Ce pași ar trebui urmat? Sau? Fiind vorba de o investiție complet nouă, de la zero, da, oportunitatea vine prin submăsura 4.1. Primul pas care trebuie făcut este acela că trebuie înființat un PFA, un IE, o întreprindere individuală sau un SRL. Dacă se înființează un PFA sau un IE, va trebui ca la Registrul Comerțului, unde se înființează, da? Să dovediți că aveți pregătire în domeniu. Acest lucru se poate rezolva prin urmarea unor cursuri de calificare în domeniul creșterii animalelor. Da. Ăsta e primul pas. Un al doilea pas este înființarea PFA-ului sau IE-ului. Al treilea pas este achiziția terenului, dat fiind faptul că acolo o să fie vorba de grajduri, da? Pentru aceste bovine. Da. Va trebui ca PFA-ul, să luăm un exemplu, PFA-ul, da? Va trebui să dețină în drept real de folosință acea suprafață. Drept real de folosință însemnând proprietate, superficie, uz, uzufruct, toate sau fiecare din aceste forme încheiate la notariat. Ăsta ar fi un alt pas pe care trebuie să-l urmați. Apoi putem să fim eligibili pentru a putea depune un proiect. Ceea ce este foarte important de reținut este că animalele nu vor fi eligibile. Achiziția animalelor nu este eligibilă. Adică, în momentul în care vorbim de procent de finanțare din partea Uniunii Europene, vorbim de procent care se decontează din cheltuieli eligibile. Aceste cheltuieli eligibile, în cazul unei ferme de bovine de carne, se referă la utilaje de care aveți nevoie în interiorul fermei, da? Da. Construcții. Și știu eu alte anexe care sunt impuse de legislația în vigoare, vestiare pentru oameni și așa mai departe. Da. Dar prima dată trebuie făcut o evaluare. Din ce se compune valoarea investiției? Se compune din acele utilaje care trebuie discutat aici cu un tehnolog în domeniu și se evalueze necesitățile fermei pe care vă propuneți, pentru că va trebui pornit și de la un număr de capete de animale. Da, pe care vi-l propuneți. Și în funcție de acest număr se evaluează, bineînțeles, necesitățile fermei în utilaje și în dimensiunile construcției.
Se întocmește un buget al proiectului, iar apoi acest proiect se propune spre finanțare. Ok. Cu cine aș putea să iau legătura mai departe? Cu... Dacă v-ați uitat pe internet, pe site-ul AFIR, că bănuiesc că l-ați accesat, dacă ați spus că v-ați uitat pe internet, acolo găsiți la informații și lista firmelor de consultanță. De acolo vă alegeți o firmă de consultanță, e o listă întreagă, lungă, cu care să discutați și să puneți la punct absolut toate etapele. În momentul ăsta nu sunteți în țară? Nu, nu. Vă sfătuiesc că înainte de a veni, lucrurile astea le puteți face și prin telefon. Nu vă costă absolut nimic, puteți suna la oricare din acele firme de acolo de pe site și să vă interesați să puneți la punct toți pașii mai amănunțit. Da. Da? Apoi să vă calculeze, bineînțeles, un punctaj și funcție de acest punctaj și funcție, ținând cont și de punctajele cu care s-a intrat în trecut la finanțare, să evaluați oportunitatea investiției. Da. Da? Ok. Bine, succes! Mulțumim pentru telefon! Seară bună, numai bine! Seară bună, numai bine! Un alt mesaj a venit pe pagina de Facebook, este din partea doamnei Lăcrămioara Roșioru din comuna Vizantea Livezi, județul Vrancea. Dumnezeu ei are 48 de ani și dorește să facă un proiect pe animale și ne spune așa, deține în momentul de față 50 de oi, 30 de capre, 10 porci. Nu are teren de pășunat. A cerut de la primărie, dar în schimb nu i s-a dat niciun răspuns și vrea să știe de la dumneavoastră dacă se încadrează la o anumită măsură și cu ce punctaj. Dimensiunea exploatației pe care dumneavoastră o deține în momentul ăsta este undeva între 3.800 și 4.000 din ceea ce ne-a spus. În cazul în care se va scădea acest prag de eligibilitate pentru 6.3 la 4.000 de ESO, s-ar putea încadra acolo. În caz contrar, va trebui să își mai achiziționeze animale, astfel încât să îndeplinească acel... animale sau suprafețe de teren, nu contează, astfel încât să-și asigure acel prag minim de ESO pentru a depăși condițiile de eligibilitate. Acum, ca și posibilități de finanțare, nu ne-a spus de când e înregistrată la APIA, nu? Nu, sau dacă, nu a făcut precizarea dacă asta. Are mai mult de 2 ani de când este la APIA, poate accesa sub măsura 6.3, aceea care oferă o finanțare de 15.000 de euro. 100% procent de finanțare, asta înseamnă că nu trebuie să vină cu niciun pic de cofinanțare. Sub măsura 6.1 sare din discuție pentru că are deja 48 de ani și sub măsura 4.1 unde, pe care o poate accesa e sub măsura de investiții, dar bineînțeles trebuie îndeplinit, repet, acel prag minim de eligibilitate. Pe aceeași pagină de Facebook ne scrie și domnul Daniel Mazilu, este din Bacău. Ne spune așa, în momentul de față produc dulceață în sistem tradițional, în gospodărie proprie. Există vreo posibilitate de a accesa vreo măsură pentru dezvoltarea unei minime linii de producție? Da, desigur că există. E vorba de sub măsura 4.2, 4.2 a funcție de specificul proiectului, care oferă la momentul ăsta la care noi vorbim un procent de finanțare de 50% din valoarea unei investiții. Bineînțeles că investiția nu este obligatorie să se realizeze în mediul urban sau rural. Ca și condiții de eligibilitate, trebuie să avem o societate care să aplice. În cazul în care e vorba de o societate existentă, trebuie să fie pe profit în ultimul an, respectiv la 31 decembrie 2016. În cazul în care avem o societate nouă, bineînțeles, nu se prezintă niciun fel de situație financiar-contabilă. Ca și valoare investiției, un astfel de proiect poate ajunge la un maxim de 2 milioane de euro, dar ca și finanțare, fiind de 50%, înseamnă că proiectul maxim ar fi de 4 milioane. Dar, repet, ăsta e maximul. Proiectele pot porni de la 5.000 de euro, funcție de necesarul investițional care se evaluează la momentul respectiv. Ceea ce telespectatorii ar trebui să rețină este că în momentul în care se merge cu o propunere de proiect pentru a putea fi depus la autoritate, trebuie întocmit un buget indicativ, un deviz, practic, al întregului proiect care să conțină toate cheltuielile estimative, cheltuieli pe construcții, pe utilaje, pe linii tehnologice, dacă vorbim de parte de domnul Daniel cu investiția în dulceață.
Deci toate aceste componente alcătuiesc acel buget indicativ al proiectului. Și din acea sumă, bineînțeles, care va fi împărțită pe eligibili și ineligibili, se va primi acel procent de finanțare. Dar telespectatorii trebuie să rețină că în momentul în care merg către fondurile europene, trebuie să aibă deja pregătit, pe parte de utilaje cel puțin, niște oferte, trebuie să testeze un pic piața, astfel încât să știe necesarul investițional, care, bineînțeles, va fi propus în cadrul proiectului. Vă propun să stăm de vorbă și cu domnul Alexandru, care a sunat la 031-405-2800. Bună seara! Bună seara, alo! Bună seara! Bună seara, vă ascultăm! O întrebare aș dori la domnul, da, dacă se poate. Da. Da. Eu am depus vacile la APIA din 2013. Da. Mai pot să fac proiect pe instalația tânărului fermier? Ați depus încă din 2013, da? 2013 fiind primul an în care ați depus cererea... 2014, am depus prima dată. 2014. Ați depus pe ce? Pe un SRL, pe FA sau persoană fizică? Nu, n-am fost firmă, nu pe FA nimic. Nu sunteți, n-ați avut niciodată niciun PFA, I sau SRL, nu? Nu. Am înțeles. Ce vârstă aveți? 27 de ani. Mulți înainte. Da, desigur. Puteți, pentru că acel termen de maxim 24 de luni nu se calculează pentru persoanele fizice. Se calculează doar pentru entități, gen SRL, PFA, II. Prin urmare, dacă vă înființați o astfel de entitate la Registrul Comerțului, veți trece exploatația pe acel PFA pe care îl înființați, vă înregistrați la APIA cu exploatația, bineînțeles că puteți beneficia de prevederile sub măsurii 6.1. Dar mă încadrez cu vacile care le am. Nu mi-a spus cât aveți. Am un efectiv de 13 vaci cu lapte, da. 5 uninci și 3 vitei. Da, vă încadrați. Păi numai cele 13 vaci cu lapte fac 13.434. Cu junicile, câte junici ați zis că aveți? Că vreau să văd dacă depășiți pragul de 30.000 de sud, dar nu cred. Câte ați zis că aveți junici? 3? 5. Și mai ați mai zis ceva? 3 vitei de asfătați acum. De sub un an. Da. Nu, 18.500. Vă încadrați pe pragul de 40.000 de euro. Înțeles. Păi mai am și ceva teren pe numele meu și apoi nu știu cum. Cât asta, teren aveți? Păi lucrez la APIA care îl declar 7 hectare și 30 de ari. Da, 7 hectare cu ce? Cu tot, în arendă, cu tot. Nu, cu ce cultură? Porumb, lucernă. A, porumb, lucernă. Da. Da, nu, aveți undeva la 23.000. Pentru a putea primi 50.000 trebuie să depășiți pragul de 30.000 de ESO. Bine, la ce aveți acum mai puteți lua undeva la, dacă mai aveți undeva la 6 vaci de lapte, îl puteți depăși. Dacă nu, rămâneți pe acel prag de 40.000 de euro. Am înțeles. Mulțumesc mult. Cu plăcere și un singur lucru aș vrea să-l specific, dacă nu, la momentul ăsta, pentru, dat fiind faptul că e vorba de o fermă zootehnică, nu aveți o platformă de dejecții, ea va trebui propusă prin proiect. Atenție mare la lucrul ăsta. Da. Este o condiție obligatorie atât la fonduri europene, chiar dacă dumneavoastră prin proiect, de exemplu, luați utilaje, nu contează, dar și pe legislația națională, respectiv Agenția de Mediu impune existența unei astfel de platforme pentru depozitarea dejecțiilor. Deci trebuie să luați în considerare și această platformă. Practic e o platformă betonată, nu e o mare filozofie. Înțeles. Dacă nu există deja, va trebui să o calculați. Există pe AFIR un calculator pentru din care să reiasă suprafața necesară a acestei platforme, funcție de numărul de capete. Am înțeles. Da? Mult succes! Da. Mulțumesc! Mulțumim pentru telefon! Seară bună, numai bine! Trebuie să luăm o scurtă pauză comercială, revenind după câteva minute la Agricultura la Raport.